Philip David Charles Collins, născut pe 30 ianuarie 1951 în Chiswick, Londra, este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți englezi. Faima și-a dobândit-o prin abilitățile de tubușar și vocalist. Cântărețul și-a început cariera activând în trupa Genesis. A câștigat un premiu Grammy, precum și unul Academy Awards pentru cel mai bun artist solo. În perioada 1984-1989, Collins a cântat în 8 trupe, ulterior stabilindu-se în Genesis. Piesele sale abordau în mare subiectul iubirii. Popularitatea sa a transformat Genesis într-una dintre cele mai cunoscute trupe ale anilor 80-90. Cariera sa profesionistă a început când Collins era toboșar la Flaming Youth. În Genesis, Collins avea și rolul de backing vocals pentru Peter Gabriel. Doar după plecarea acestuia, în 1975, Phil a devenit vocalistul principal. Formația a suferit o schimbare majoră din punct de vedere muzical, iar asta s-a văzut odată cu apariția hitului Follow You, Follow Me. Cariera solo, influențată foarte mult de viața personală, a adus un foarte mare succes atât lui cât și trupei Genesis. Potrivit Atlantic Records, vânzările lui Phil Collins ca artist solo au depășit 100 de milioane de dolari. La vârsta de 5 ani, Collins a primit un set de tobe în miniatură. Mai târziu, unchiul său i-a cumpărat unul autentic. A început să cânte ascultând piese de la radio și TV. Nici până ziua de astăzi nu a învățat să citească notele muzicale. În schimb, folosește un sistem conceput chiar de el. La vârsta de 14 ani, Collins a intrat în școala Barbara Speake Stage School și a început cariera prin actorie, câștigându-și primul rol important în producția londoneză Oliver. A apărut în videoclipul A Hard Day's Night a celor de la Beatles. În ciuda acestor roluri, Collins se îndreaptă din ce în ce mai mult spre muzică. Primul album pentru Collins a venit odată cu trupa Flaming Youth. Albumul s-a numit Act din anul 1969, fiind un concept inspirat din atenția media acordată aterizării pe lună. Altul nu a atras deloc atenția presei de specialitate. În final, trupa s-a destrămat. În anul 1970, artistul s-a alăturat trupei Genesis. A urmat primul album, și anume Nursery Crime, din anul 1971. Deși rolul său era de tubușar, Phil a cântat și două piese de pe albumul Nursery Crime, For Absent Friends și Sailing England by the Pound. În 1975, după turneul de promovare al albumului The Lamb Lies Down on Broadway, Gabriel a părăsit trupa pentru a se ocupa de proiectele sale solo. Collins a devenit vocalistul Genesis. Primul album cu Phil pe post de vocalist a fost A Trick of the Tail din anul 1976. Albumul a ajuns pe locul 3 în UK. Paralel, Collins avea și o trupă de jazz intitulată Brand X. Trupa a înregistrat primul album, An Orthodox Behavior, cu Collins pe post de tuboșar. Deși punea mare preț pe Genesis, au existat câteva albume și turnee lansate sub titulatura Brand X. Genesis a trecut de la rock progresiv la pop, deși albumul And Then There Were Three din anul 1978 conținea elemente de progresiv, faima a cunoscut-o prin piesa Follow You, Follow Me. În anii 80, trupa a lansat o serie de albume de succes, cum ar fi Duke din anul 1980, ABBA Cup din anul 1981, Genesis din anul 1983 și The Invisible Touch din anul 1986. Albumul din 1983 a ajuns pe primul loc în topul American Billboard. Trupa a primit un premiu MTV Video of the Year pentru piesa Land of Confusion. Collins a părăsit Genesis în anul 1996 pentru a se concentra asupra carierei solo, ultimul album alături de trupă fiind lansat în anul 1991, intitulându-se Weekend Dance. În anul 2007 a fost anunțat turneul Turn It On Again, participanți fiind Collins, Rutherford și Banks. În anul 1981, Phil și-a lansat primul album solo, Face Value. A urmat în anul 1982, Hello, I Must Be Going. Artistul a declarat că viața sa personală a reprezentat o mare sursă de inspirație. Face Value a primit un multiplatinum
făcând din Collins unul dintre cei mai apreciați artiști de talie mondială. Hello, I Must Be Going a fost considerat de către critici un eșec total, însă albumul a câștigat un triplu platinum, ajungând pe al doilea loc în topul UK Album, păstrându-și poziția timp de un an. Un episod notabil în cariera artistului este Something's Going On. Materialul îi aparține lui Annie Flint Lichtenstein, Frida, membra a trupei ABBA, Phil având rolul de producător. A urmat în 1984 un al doilea album cu Phil pe post de producător. Este vorba despre Chinese Wall al lui Phil Bailey. Piesa în care apare și artistul Easy Lover a ajuns pe locul 2 în US Pop Chart. Pe parcursul anilor 1980, Collins a lucrat alături de trupa Earth, Wind and Fire, cunoscuți și sub numele de Phoenix Horns. Artistul a colaborat cu Sting, Led Zeppelin sau Eric Clapton. În aceeași perioadă, Phil a lucrat și cu Howard Jones pentru realizarea unui single. De asemenea, Collins a produs albumul Behind the Sun cu Eric Clapton, unde a avut și rolul de toboșar. A urmat cel mai de succes album No Jacket Required. Materialul conține piese precum Studio, One More Night, Don't Lose My Number și Take Me Home. Albumul îl prezintă și pe Sting, Helen Terry și Peter Gabriel. No Jacket Required a câștigat numeroase premii Grammy, printre care și albumul anului. În 1989, Collins a produs încă un album de succes intitulat But Seriously. Printre piesele prezente se numără și celebra Another Day in Paradise. Piesa a ajuns pe primul loc în topul Billboard, primind un premiu Grammy pentru înregistrarea anului din anul 1990. Vânzările au început să scadă în 1993, atunci când a fost lansat Both Side, un album experimental. Artistul a încercat o revenire cu Dance Into The Light, însă a fost asaltat de critici negativ. Deși albumul a primit discul de aur, vânzările nu au fost atât de remarcabile. În anul 1996, Collins a format trupa The Phil Collins Big Band. Cu Phil pe post de toboșar, trupa se inspiră foarte mult din pasajele jazz. În anul 1999, aceștia au lansat A Hot Night in Paradise, ce a inclus versiune reeditate ale unor piese precum Invisible Touch, Swiss Dog și The Lost and Their Sweets. A urmat albumul Hits din anul 1998, o compilație Best Of. Albumul a reprezentat un succes, aducând trupei un disc multiplat. Collins a lansat încă un single, You'll Be In My Heart, ce a apărut pe coloana sonoră a filmului Tarzan. Piesa a ajuns pe locul 1 în Billboard. Collins a fost premiat cu un Oscar pentru acest single. În anul 2002 a urmat Testify. Albumul este considerat de către critici drept cel mai prost material marca Phil Collins. A fost un adevărat eșec, vânzările fiind doar de 140.000 de exemplare vândute într-un singur an. În anul 2003, artistul a anunțat că va susține ultimul său turneu mondial, pe care l-a numit First Final Fire Tour. Phil a ajuns cu acest turneu și în România în anul 2004. OBL HD, un sunet, o imagine, un gând de bine pentru fiecare.